Gramatica germană, cel mai bine o înveți cu video scurt de pe TikTok sau Instagram. Salut și bine a venit, sunt Gerhard Orban, profesor nativ din Hamburg, Germania. De fapt, sunt cel mai serios profesor de germană din lume și sunt unicul profesor care are și curajul să spună adevărul. Adevărul este că este bine să rămâi în zona ta de confort, dacă vrei să ai succes. Fac acest video pentru a te liniști. Există atâta dezinformare, atâta propagandă care spune că ar fi mai bine să te aprofundezi un pic în gramatică, în loc să privești video de un minut despre diferența între dativ și acuzativ, ar fi mai bine să iei o singură temă, cum ar fi dativ și acuzativ, și să lucrezi o săptămână întreagă la tema asta. Adică să faci exerciții, să scrii, să vorbești folosind această structură de gramatică. Acum, de ce e greșit așa ceva? În primul rând, e greșit deoarece tu instinctiv deja faci lucrul corect. De obicei, noi în viață, mai ales când învățăm, ceea ce este instinctiv e și corect. Deci tu probabil deja înveți cu ajutorul videourilor scurt, corect? Asta e prima dovadă că faci lucrul corect. Al doilea aspect este că știința astăzi arată că este mult mai productiv să înveți ceva într-un minut decât să te dedici o săptămână întreagă. De ce? În primul rând, cum învățăm noi de pe TikTok sau Instagram? Deci privim un video despre germană, după asta vine un video cu totul diferit. De obicei, noi nu ne oprim după video respectiv și ne gândim și facem exerciții și scriem și vorbim. Noi trecem la video următor, care este despre cu totul altceva, despre pisici, animale, cineva dansează, face lucruri haioase, un pic vulgare, obscene sau edificatoare, nu contează. Și de ce este bine asta? Asta e bine din cauza că, în primul rând, este mai distractiv. Deci noi legăm limba germană de ceva interesant. Apoi, distracția asta ajută ca creierul nostru să proceseze mai profund informații despre limba germană, fiindcă ce se întâmplă atunci? Creierul nostru combina tema de gramatică cu celelalte 99 de videoclipuri care nu sunt despre limba germană și astfel informații despre limba germană are o șansă să fie memorizată și prelucrată mai bine de creier decât dacă am stat o oră întreagă și n-am concentrat mai bine. Și este și nefiresc să ne concentrăm mai lung. De aceea, ceea ce facem noi la telefoanele mobile, asta este compatibil cu natura noastră. Și dacă noi încercăm să ne impunem să facem ceva nenatural, atunci apar rezultate negative. La fel, la cele mai avansate școli și uneori deja universități, s-a trecut la un nou ritm. În trecut erau lecții de 45 de minute sau 90 de minute. Acum am înțeles că asta este prea complicat pentru elevii actuali și nu este productiv. De aceea au început să facă așa, deci elevii au o clasă de fizică de 5 minute, după asta 30 secunde pauză, trec la chimie, după asta trec la geografie, după asta trec la germană, după asta trec la matematică. Și la universitate la fel, au o lecție din anatomie, după asta 5 minute psihiatrie, după asta imunologie. Și rezultatul este că oamenii sunt mult, mult mai bine pregătiți. Eu personal, dacă m-aș duce la operație, aș vrea să fie operat de un cardiolog care a învățat cardiologie de pe videouri scurte, care asigură că el este bine format. Nu aș vrea să fie operat de o persoană care s-a aprofundat prea mult în cardiologie, fiindcă asta înseamnă că probabil el este o persoană plictisitoare, nu se pot grăi cu el după operație și probabil lui lipsesc multe alte cunoștințe care nu l-a învățat din cauza că el e specialist în cardiologie. Deci, asta e logic, cred că, și sper că, și de aceea mesajul meu merge înainte cu ceea ce faci și tu deja doar ai rezultatele dorite. De ce? Dacă tu deja ai rezultatele dorite că vorbești limba germană, de ce să schimbi metoda ta de a învăța limba germană? Dacă ai întrebări, contactează-mă și dacă auzi propaganda legată de limba germană, informează-mă că am scopul de a dezvălui aici pe canalul acesta.